Tata, tata. Bun, hai că până, până face aici TBC. Uite, cum pot să mi aflu menirea mea din această viață și să o pot îndeplini. Mă ne întreba, cum se cheamă? Rodica. Răspund la această întrebare pentru că am mai avut vreo 4-5 întrebări pe temă dată. În acest sens, am avut un seminar. Bineînțeles că o să răspund și în această transmisie. Da. Am avut un seminar care s-a numit Scopul vieții noastre. Ta -na -na. cu mine a fost un seminar de două ore și am adresat acest subiect și uh, cred că fiecare dintre noi are un sens pe acest pământ nu degeaba ne-am născut în acest seminar explicam că din perspectiva mea scopul vieții sunt două scopuri unul poate fi pe orizontală, unul poate fi pe verticală ce înseamnă orizontala? orizontala înseamnă când venim aici pe pământ și e ca și cum devenim fixați sau obsedați ca să perfecționăm anumite roluri pe care le jucăm. Unii oameni vor să fie un manager din ce în ce mai bun, alții vor să fie un desenator din ce în ce mai bun, alții vor să fie un poi, vor să fie, nu știu, un mecanic din ce în ce mai bun. Lucrul acesta poate să le dea oarecare manualitate, poate să le dea niște skill-uri, niște, mă rog, niște competențe foarte interesante. Însă lucrul acesta este în ce pot să facă. Uh, aceasta ar fi, din punctul meu de vedere, o dezvoltare pe orizontală. Dezvoltarea pe verticală înseamnă când devenim din ce în ce mai ceva. Acest lucru înseamnă să ne creștem frecvența de vibrație din ce în ce mai mult. Și David Hawkins în cărțile lui vorbește despre scala conștiinței, cum noi evoluăm de la nivele inferioare de conștiință către nivele superioare de conștiință. Nivelele inferioare sunt caracterizate de emoții primare, precum agresivitatea, mândria, de, um, frica, furia. În schimb, nivelele superioare de conștiință sunt caracterizate de atitudini și emoții benevolente, precum acceptarea, bunăvoința, Disponibilitatea, rațiunea, iubirea, iubirea necondiționată, generozitatea. Și atunci, evoluția aceasta pe verticală face ca noi să evoluăm din punct de vedere al frecvenței noastre, al vibrației noastre, să fim din ce în ce mai ok, mai armonioși, mai. De, mai mai benefici pentru planeta pământ. Cu cât suntem mai jos pe scală, suntem mai distructivi. Bineînțeles că se poate realiza și, să zicem așa, o evoluție în spirală în care să devenim un mecanic din ce în ce mai profesionist și cu asta să devenim și din ce în ce mai generos și din ce în ce mai buni. Deci, orizontala și verticala se pot întâlni da? încât să evoluăm în tandem. Însă focusul sufletului nostru este, și cel interesează pe sufletul nostru este dacă ne. Creștem densitatea luminică, adică dacă plecăm mai luminoși și lăsăm din densitatea ego-ului nostru aici pe pământ. Pentru lumea formelor, poate pentru șeful tău, contează mai mult dacă ai învățat, nu știu, legislația în ultima vreme, contează mai mult dacă ți-ai perfecționat capacitatea de a schimba un motor în 5 minute, în loc să-l schimbi în 30 de minute. Însă, astea sunt. Lucruri care nu neapărat sunt, nu merg mână în mână. Adică, poți să devii un foarte bun profesionist și asta să-ți cultive egocentrismul și mândria și să mergi în jos ca emoție, sau poți să devii din ce în ce mai bun profesionist și asta să te facă din ce în ce mai smerit și recunoscător pentru ajutoarele care te-au însoțit și care ți-au fost oferite ca să devii din ce în ce mai bun. Deci, trebuie să fim atenți ca, da, dacă vrem împlinire. În lumea formelor, să facem și ce vrea Cezarul și să-i dăm Cezarului ce al Cezarului, dar în același timp dacă vrem să ne asigurăm că destinul sufletului nostru este unul luminos, angelic, celest, frumos, atunci să acordăm timp și dedicare de evoluției noastre sufletești. Um, ce mai trebuie să, ce aș mai putea să vă zic legat de asta? Unde eram? Ah da, eram cu evoluția sufletului, da. Ok, deci cam astea ar fi. Și atunci, scopul vieții este să evoluăm atât ca valoare umană, cât și ca, ca și contribuție în societate, ca să lăsăm planeta un loc mai bun. Și cu cât ajutăm mai mult.